Accident rutier în cartierul Vatra din municipiul Pașcani, marți 12 aprilie, în jurul orei prânzului. Potrivit informațiilor obținute de reporterii BIT TV de la fața locului, șoferul unui autoturism înmatriculat în județul Bacău, în timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare dinspre intrarea în oraș, spre intersecția semaforizată de la Spitalul Municipal, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de o auto utilitară care era parcată, aceasta din urmă fiind proiectată într-un gard. În autoturism se afla doar șoferul, nefiind și alți pasageri. Autoutilitara aparține unor muncitori care executau lucrări la o casă din apropiere. Din fericire, nu au fost victime omenești, s-au produs doar pagube materiale. Au fost avariate serios cele două automobile, dar și un gard. Evenimentul rutier s-ar fi putut transforma însă într-o tragedie, dacă la momentul producerii s-ar fi aflat trecători în zona respectivă.